Salut! Astăzi o să încep o serie nouă de episoade care o să se intituleze Am fost în târg, fiindcă nu era suficient de distrus canalul cu foarte multe nișe și am să mai adaug o nișă să bag algoritmul în boală. Și o să vă arăt ce mi-am luat din târg weekendul care a trecut. Începem cu ăsta, un cablu de casetofon, tipul ăsta clasic. Ieri au fost deja curățate de mine. Ăsta, în schimb, capetele astea sunt foarte lipicioase. O să încerc cu alcool izopropilic dacă se mai curăță. Dacă nu, tai și folosesc cablu, care e unul foarte bun. Așa, mai departe. Avem un Bosch 608. Așa, cu vechea baterie cu celule, cred că sunt asemănătoare cu sunt R3. Da, nichel metal hidrid, 4,8 V, 550 mAh. Așa, bineînțeles, cu un pic de oxizie aici pe contacte, am curățat eu cât de cât. Chestia clasică cu cartela. Da? Și chiar mi-aduc aminte că a fost primul meu telefon. Bine, stai, 608, eu am avut 607. Și arată super bine. Chiar arată super bine și a fost și la un preț foarte ok. O placă de TV, în ce mi-a spus omul, nouă și chiar arată foarte bine. Nu știu, are niște etichete ca și cum ar fi fost cumpărate din China. Nu știu pentru ce TV este, dar iarăși, la 10 lei n-ai cum să greșești cu așa ceva. Mai departe, avem aici un un fel de router. Nu știu foarte exact, mi-a plăcut foarte mult că este Motorola. Bun de pus la colecție. Arată și foarte bine. Și n-avea rost, tot așa, să nu-l iau. Aici avem o placă de rețea de 100 de mega, o mufă USB, o mufă de cablu și alimentarea. Măcar de iau partea de alimentare din el și tot fac o treabă. Apoi avem un încărcător într-o stare foarte bună, un încărcător de HP. Este de 45 W, într-adevăr, micuț, dar cum foarte multe electroporte în ziua de astăzi nu mai sunt așa consumatoare de energie, va fi de folos. Cu cablu super, așa, și este din asta cu mufă mică, cu pin central, cu mufă albastră, ca să zic așa. Mai departe avem un switch. O dita mai hărăblaia de switch. Bineînțeles, este 10-100, foarte multe porturi, foarte greu, e din ăsta care se prinde de rack. Ăsta l-am băgat în priză și nu pornește. Este model TE100-S24. Și dacă nu-l... am dat 10 lei pe. Și dacă nu-l reușesc să-i repar partea de alimentare sau e ceva mai distrus în interior, tot e super bun pentru cutie. Dacă nu, îi găsesc eu o folosință. Mai departe, avem un aparat foto Kodak. Așa este când ești strângător și colecționezi multe drăcii. Hai să scoatem și de aici. Nu e un model foarte fain, dar chiar mi-a plăcut cum arată și iarăși a fost și ăsta super ok la bani. Nu desfac aici fiindcă are oxizi la baterii. Are un film înăuntru, nu i-am desfăcut carcasa. Capacul. Aici lipsește butonul, cred. Și asta se dă așa
Dar asta nu. Mai mult de atâta nu știu să zic. Dar arată foarte mișto. Pentru colecție. De obicei sunt foarte multe chestii în astea dacă sunt la un preț mic. Știți cum e. Nu poți te abții să mă le cumpăr. Apoi un router. Asta n-am apucat să-l curăț. Router de la Asus. Este RT A56U. Este un router destul de fain de la Asus. Are un fel de rețea cu LED-uri, așa. Are WAN și USB 2.0 și USB 3.0. Foarte mișto. Și ăsta și cu radiator aici. Și dacă nu funcționează, va fi foarte folositor pentru încărcător, care ăsta sigur funcționează. Uite, imediat, are mofa obișnuită de Asus de laptop. Este de 1,75 amperi, adică 34 de wați. Dar, iarăși, a fost super ieftin și sigur voi folosi ceva de la el. Mai departe, o casetă tot așa pentru colecție, arată foarte rău carcasa. Este o casetă Intersound Chrome Super CD60. Are și eticheta și eticheta este și nescrisă, ceea ce e foarte fain. Așa, mai departe, mai avem aici un DVD writer extern. Este un Samsung, are încă folia deasupra, dar cred că o să o raschetez. Mufă mini USB. Este SE-S084. Într-adevăr, e din 2010, dar și dacă nu funcționează, înăuntru are un DVD writer de laptop, deci n-ai cum să greșești cu el. Și cu cablu original, care este mai gros și are și ajutor de alimentare pe al doilea, pe a doua mufă. Apoi, tot pentru colecție, nu vă bucurați că este goală cutia, Sony Ericsson GF768, foarte fain, OLED, bineînțeles, pentru cei care știu ce înseamnă pentru mine treaba asta. Foarte mișto. Unde mai găsești o cutie de genul ăsta? Și pentru colecția acolo este super, super. Așa. Apoi, bineînțeles, am luat și două cărți de pe vremuri. Ca să vedeți cum erau cărțile pentru copii pe vremuri. V-am spus, o să dea pe spate algoritmul când o să vadă chestiile astea. Și iarăși o altă carte foarte faină. Aici mă cam încurcă lampa mea. Și numai pentru desenul ăsta. Este foarte, o chestie foarte faină. Ăsta n-a fost din târg. Și ultimul lucru, un UPS de la Eaton, adică o firmă foarte faină în domeniu. Aici avem buton de power și cu LED-uri de OK și de eroare. Și în partea din față așa arată. Cred că are o singură baterie din aceea de 7A de scooter pusă aici. O să-l desfac, chiar nu știu. Și sper că o să și funcționeze. Sper să fie numai bateria, de obicei cam așa este. Un UPS cu o formă destul de interesantă. Poate fi pus și așa să funcționeze.
arată foarte bine prizele, chiar foarte bine. Și iar așa nu a fost la un preț mare, având în vedere că este un eaton. Și cam asta ar fi tot târgul. Ok? Mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!